Bine ați venit la Stax TV, material extra, super combinat. Astăzi vă dăm super combinații. De ce? Păi am zis să-i șmecherez pe băieții ăștia care sunt pasionați de BMW și să le spun de un nou serviciu, 2 în 1 sau BMW Mix de la Bavaria Mobility. Și dacă tot ne-am strâns aici pentru informații, să vorbim și despre noul seria 3 sau un facelift la seria 3 și noul BMW X1. Hai să vedem, după generic! Înainte să facem review pentru cele două mașini, că astăzi totul se întâmplă 2 în 1, aș vrea să vă spun repede ce înseamnă BMW Mix de la Bavaria Mobility. Ce să însemne? Dacă ești un om puțin indecis și ai vrea o mașină, de exemplu, ți-ai cumpărat un seria 3 nou, dar l-ai vrea alb, dar în același timp l-ai vrea și albastru. Cum să faci? Să-ți cumperi două mașini? Probabil dacă banii n-ar fi o problemă, ți-ai cumpărat două mașini, dar dacă banii sunt o problemă, poți să vii la Bavaria Mobility, aici, frumos, la Automobile Bavaria, să vorbești cu băieții, să vezi ce mixuri au pregătit ei. Până să ajungi tu aici să vezi ce mixuri au pregătit ei de mașini, două câte două, așa, la preț de una, vi le arăt eu. Fiți atenți, deci avem mixul ăsta din spate, de seria 3 nou, cu X1 nou, și dacă nu vă place ăsta, vi-l arătăm pe următorul. Poate doriți să încheiați un contract pe o perioadă minimă de un an și atunci 6 luni de zile de iarnă, care vedeți cum se prezintă iarna în România cu 20 de grade, puteți să vă luați un BMW X4, iar celelalte 6 luni de anotimp cald, puteți să luați acest seria 4. Atât de simplu, minim un an, puteți să faceți și pe 2 contractul și să tot schimbăm. Și dacă nu vă place mixul ăsta, vă arătăm altul. 6 luni cu X5, 6 luni cu X6. De ce? Să nu înțeleagă vecinii nimic. Poate îți place un mix de culori, cu albastru, cu negru, cu X3, cu seria 3, nu? Seria 3. Ce? Și mare atenție că mai am un mix. Poate îți place seria 5 și vrei pe culori diferite. Iarăși, vecinii înebunesc, mă. Eu vă care, bă, fiți atenți aici ce vă zic eu. Și ca new entry în flota de mixuri a celor de la Bavaria Mobility, adică voi ca să înțelegeți, cei de la Bavaria Mobility sunt DJ și mixează melodii, frate, da? Îl avem pe Mini, new entry acum în flotă, care s-a mixat cu acest seria 2 Grand Coupe. Așa au văzut-o băieții. Dar poate voi nu sunteți DJ și sunteți barman și atunci vreți să faceți voi un cocktail. Veniți la băieții de la Bavaria Mobility și vă faceți mix împreună. Nu sunteți forțați de împrejurări să alegeți doar mixurile făcute de ei. Puteți să-l faceți cum vreți voi, culori, modele și așa mai departe. Oamenii au foarte multe mașini pe stoc, echipate în pachet M, cu anvelope de iarnă din clasa premium. Deci să nu avem discuții. Atât de simplu, dar sper că m-am încadrat într-un timp foarte scurt și nu v-am plictisit cu aceste informații, ca să trecem și la review de BMW X1 model nou și seria 3 facelift, să-i zicem. Hai să vedem. E voilà, acest seria 3 cu facelift. De ce îi spunem cu facelift? Aș vrea ca aceste review-uri de mașini să le facem interactiv, adică împreună cu voi în comentarii și voi să spuneți ce e nou. Vă spun eu, vă șoptesc eu la început aici, avem farurile schimbate și bara puțin redesenată, farurile sunt cu LED, mașina este dotată cu un motor de 2 litri diesel. Spuneți-mi voi câți cai are, că dacă zic eu nu mă credeți pe cuvânt. Haideți să vedem și la interior cum se prezintă dânsa. Iată-ne la interior. Ce vedeți voi schimbat la noul seria 3 sau la acest seria 3 facelift pe care o să-l conducem, o să vorbim despre el, de cum se simte în mers. Și despre acest ecran gigantic aici. Ce-mi place mie la mașinile noi este că nu avem voie să stăm pe telefoane, dar avem voie să stăm pe tablete. Vorba aia. Mare atenție, de la Bavaria Mobility poți să-ți iei mașina cu tot cu scaun de copil. Poate ai copil și n-ai scaun pentru el. Ne punem și în spate să vedem cum stăm? Hai să vedem. Aici nu e o treabă chiar corectă, pentru că scaunul șoferului este foaileu, super relaxat pe spate. Dar la, ia, nu mai zic ce înălțime am, la înălțimea mea am loc aici, într-un seria 3, care este o mașină destul de compactă, adică ne lăfăim în limuzine cu locuri individuale în spate. Aici e scaunul de copil, e frumos, e curat, m-aș pune și eu în el. Să văd dacă stau bine, dar ales strict scaunul la băieții ăștia. Avem și cotieră în spate, ceea ce este foarte bine, cu suport de pahare. V-am zis, suportul de pahare este un trendsetter. Aici două USB-uri cu climă automată pentru spate pe o singură zonă. Bancheta nu este încălzită, dar probabil că opțional se poate. Lumini și acest mâner de sprijin. E voilà, avem portbagajul care se deschide electric și automat prin apăsarea unui singur buton. Ce am rămas surprins aici este de podeaua portbagajului, care este foarte sus, și am zis, băi, o fi ceva.
Și am zis, bă, e ceva, are aici un compartiment pentru stingător și trusă medicală, dar, mare atenție, avem roată... A, nu. Am crezut că avem roată de dimensiuni normale, dar scrie pe ea că se folosește temporar sau, cum se numește ea în popor, dumacasă. Ai roată de aia dumacasă? Da, așa. Poate nu știați cum se numește roata de dimensiuni reduse. Voilà, buton. Premium, tati, premium. Ce vreți, vorbim de aia? Hai mă că amețim pe oameni, o conducem pe asta și pe aia mergem la X1. Hai. Avem schimbătorul nou, avem acest display huge. Iarăși aveam în cap să discutăm despre faptul că la această mașină, considerată model nou, dar facelift, eu am găsit câteva... Nu cer scuze. Scuzoaiele mele, cum s-ar spune. Stai să fac cumva să pun asta aici. Se și încarcă în același timp, că și la seria 3 avem încărcător. Avem? Te rog. Spune-mi că avem. Cred că avem opțional. Partea de consolă aici, schimbătorul de viteze sau selectorul treptelor de viteze sau direcției de mers, că trepte de viteze nici mai avem. Selectorul direcției de mers s-a schimbat. Avem această tabletă uriașă, ucigașă aici, care ne arată toate informațiile de care ne avem nevoie și de care nu avem nevoie. Mergem pe funcția de confort. Mi s-a schimbat și display-ul și background-ul. N-am mai condus un seria 3. Da, băi, da. Mă întrerup singur. Eu nu știu, dacă n-am un invitat să-l întrerup, mă întrerup pe mine. Și spuneam așa, că eu asta am observat aici și sunt curios în comentarii să-mi spuneți ce mai vedeți voi nou la BMW seria 3. Eu BMW seria 3 am condus acum, cred că o lună jumate. Și e un seria 3 mai vechi. Și, băi, nene, te modificăm. Te modifică BMW-ul, eu vă zic. Tu am simțit nevoie să depășesc pe linia tramvai, să nu dau semnal, nu știu ce a fost cu mine. Da, din punctul meu de vedere, BMW se descurcă foarte bine la construcția de mașini cu tente sportive. Și acest seria 3, chiar dacă să zicem că este echipat cu un pachet M, dar nu ceva super sportiv, un motor diesel de 2 litri, e destul de sportiv în interior, e destul de sportiv la senzația de condus, îmi place cum se mișcă, pe funcția confort trece peste speed bumpere foarte bine, accelerează natural, virează foarte bine pe strada asta care este super îngustă din punctul meu de vedere, merge, se descurcă foarte bine. Ce să vă spun, aici în display avem toate informațiile din lume, toate, aș vrea să modific un pic temperatura, că e pusă pe 19 grade și eu sunt mai friguros așa de fel și uite, am dat 22, că asta mi se pare mie temperatura optimă în mașină, și vara și iarna. Dar na. Telefoane, Android Auto, mă bucur că avem meniu în limba română, că vorba aia nu trebuie să știm toți engleză. Avem și butoanele aici și cu rotița clasică, avem și butonul de ESP, care DSC, îmi cer scuze, care putem să selectăm aici dacă să fie cu totul off sau doar partea de tracțiune, senzorii de parcare, butonul de start-stop engine, funcțiile de condus, adică Sport Comfort și Eco Pro, auto hold-ul, frâna de mână, o grămadă de chestii. Cotiera super generoasă cu două USB, nu, un USB și cu lumină, ca și spațiu de depozitare, clapete pentru schimbarea vitezelor, treptelor de viteze pe volan, volanul gros, sportiv, din piele, frumos, îmi place cum arată, îmi place cum se simte. Uite, am trecut pe funcția manuală, am schimbat treptele până în 50 de km la oră, bineînțeles, totul legal, doar legal. De ce să nu aveți două mașini la preț de una? Cu totul deductibil, într-un abonament de închiriere, unde toate costurile și cheltuielile mașinilor sunt incluse și așa cum spunem, 6 luni cu una, 6 luni cu alta. Vor fi oameni care vor spune, dom'le, dar e scump, dom'le, e scump. Eu am învățat, eu așa am învățat eu, că pe lumea asta totul se plătește. Nu e nimic gratis. Și dacă e gratis, trebuie să-ți dea de gândit, că n-are cum să fie gratis, deci ceva se urmărește. Așa că, dacă vrei confort, dacă vrei o viață bună, dacă vrei o viață fără griji, trebuie să plătești pentru ele. Nu există servicii gratuite. Unde ți se vând, în ghilimele, niște servicii gratuite, sunt alte lucruri necurate la mijloc. Arsenie, Boca, toți băieții. Adică mare grijă, mare atenție.
mare atenție, întotdeauna cu un șnur roșu la mână să nu vă deoache oamenii și în rest muncă multă și bani mulți ca să puteți să vă oferiți tot confortul de care aveți nevoie în viață. Și acum că am mers cu acest seria 3, l-am condus, ne-a plăcut, probabil în comentarii sunt discuții legate de schimbări, legate de puterea motorului, legate de faptul că la acest BMW seria 3 nu avem pe clapeta de minus partea de boost. Oare de ce? Deci putem să facem o grămadă de discuții. Eu vă stau la dispoziție acolo cu informații și cu tot felul de lucruri. Să facem review-uri interactive. De data asta n-am avut ocazia să vă invităm, să puteți să le conduceți și voi, cum am făcut vara trecută, dar cu prima ocazie când găsim un dealer interesat, aș vrea să vă am alături de mine în aceste aventuri numite review-uri de mașini noi. Pentru că oricât de mult aș vorbi eu și oricât de mult îmi place mie să vorbesc și oricât de bogat ar fi vocabularul meu, este foarte greu să ai percepția de la volan. Să vezi cum simți mașina în fund. Da, am spus-o cum simți mașina în fund, pentru că mașina se simte din fund. Fundul trebuie să fie cât mai apropiat aici de șezut și acolo se simte mașina. Astea sunt lucruri pe care eu nu pot să vi le descriu. Să vă zic eu vouă cât de bine se simte mașina în fund. Și atunci mi-ar plăcea ca voi să veniți alături de noi și să le conduceți. Stați pe canal, că mai avem multe surprize. Eu vă zic, s-ar putea să câștigați și o mașină, dar până la aceste informații, iată-l, noul BMW X1. Aici este, îl vedeți, cu totul schimbat. Adică tot ce înseamnă la exterior a fost schimbat, iarăși, în partea asta de review, vreau să discutăm, să vorbim în comentarii despre performanțe, despre puterea motorului, despre schimbările de look, dacă sunt ok, dacă merg pe trendul BMW-ului M2, dacă vă place, dacă nu vă place. Mie personal îmi place. Îmi place schimbarea, consider că merge într-o linie ok, care aduce mașină, nu a navă spațială. Eu sunt mai conservator, dar it's just me. Partea laterală arată bine, are formă de mașină, iarăși sunt plăcut impresionat de design, dar am fost mai plăcut impresionat de interior. Haideți să vedem cum arată în interior, pentru că totul este nou. Și acum iată-ne în interior. Uite ce frumos e brațul ăsta de aici. Tăiat, pus frumos, cu clapete, cu display-ul ăsta mare, cu o nouă e totul nou? E totul nou? Așa arată cheia? Așa arată cheia? E nouă și cheia, oare? Nu știu, spuneți voi. Avem aici un suport în care putem să prindem cheia sau telefonul pentru a se încărca wireless. V-am spus, avem aceste guri de ventilație, avem muzica de la Harman Kardon, avem acest mâner care iarăși mi se pare super cool și mi se pare tare că se regăsește și pe partea dreaptă, adică și pentru pasageri, că ați văzut că multe mașini au diferențe între mânerul șoferului și mânerul pasagerului. Avem oglinda asta fără ramă, o iubesc, totul este super fin și premium în această mașină. Butoanele pentru lumini, butoanele pentru dezaburire, totul pe consolă aici, volumul, a apărut schimbătorul ăsta mic, mare atenție, cotiera are și spațiu de depozitare, scaunele, reglaj, lombar, pentru șezut, frumos și vreau să vă spun, în premieră apare pe clapeta de schimbare a treptelor de viteze în jos, adică minusul, apare o inscripționare cu boost. Și că dacă ții pe clapeta apăsat, ai un bus de nu știu ce, ce o face? Vedem în mers. Hai să vedem. Dar până să vedem, mergem în partea din spate să prezentăm pur bagajul. Nu vă mai răbă ancheta. Vă las curioși. Partea din spate arată bine, arată foarte bine. Ce n-am menționat la această mașină este că mașina are un pachet M. Ca majoritatea mașinilor din flota celor de la Bavaria Mobility, acesta este portbagajul, are 480 de litri. Am fost așa de convins când am zis încât voi chiar mă credeți, nu? Nu. Nu știu câți litri are. Dar, repet, putem să vorbim împreună. El pare destul de încăpător. Mai avem și acest compartiment aici unde putem să depozităm spații mici. Iar înăuntru este confortabil, e ok. Poți să stai aici să filmezi mașini, să faci nebunie, să nu știu ce. E tare. Vom merge cu ea. Sunt ferm convins
că o să-mi placă. Doar e o mașină nouă, e un model nou, este din clasa premium pentru că este BMW și 100% va merge bine. Dar hai să vedem, că noi suntem cărcotași, sigur îi găsim ceva. Și dacă nu îi găsim noi, sigur găsiți vreo muscă care a trecut sau vreun avion care unul arunca o hârtie din avion. Și cum, ia băi, l-ai văzut pe ăla care arunca hârtia? Știi că la noi în clipuri oamenii vorbesc despre cu totul și cu totul alte lucruri decât despre ce vorbim noi aici, știi? Dar e un lucru foarte bun. Hai să vedem în interior. Let's go, go! Mare atenție! Dacă cumva ați venit și v-ați făcut mixul vostru propriu între BMW X5 și BMW X6, să zicem, unul verde și unul galben, iar pe perioada contractului dumneavoastră de închiriere, să zicem, sau abonamentul, să-i spunem abonament de închiriere, apare noul model de BMW X6 sau noul model de BMW X5, bineînțeles că îl puteți avea în locul vechiului model de X5 sau de X6, fără niciun extra cost. Dacă dorim să schimbăm contractul, că ne-am sucit, că noi suntem niște oameni indecis, putem să facem asta cu o recalculare, fără probleme, pentru un alt model de mașină, apare ceva de la BMW și de care nu știați și îl vreți neapărat, sau apare noul model de BMW X1 full electric, să zicem. Și atunci zice, ia uite domne, eu vreau de fapt electric, nu vreau pe benzină. Ca să nu mai spun că totul este inclus în abonament, mai puțin combustibilul și soluția de parbriz. Oamenii spun de soluția de parbriz pentru că sunt multe companii care zic, doamne, totul inclus, inclusiv revizii, inclusiv anvelope premium de iarnă, așa cum v-am spus, inclusiv toate reparațiile. Da, soluția de parbriz nu este inclusă și nici combustibil. E atât de simplu. Și dacă tot nu te-ai decis, zici, bă, nu știu ce să zic, după câte mi-a zis Daniel, nu cred că e cea mai bună afacere pentru mine, poți veni la băieți sau poți să le dai un mail sau poți să suni sau poți să te programezi la un test drive. Mare atenție că test drive-ul la ei e până luni, adică nu trebuie să te grăbești pe toată aglomerația duminică să aduci mașina, că poți să o aduci luni. Dar acum să terminăm treaba cu Mobility și să vorbim despre acest nou BMW X1 cu clapeta asta lui aici de boost. Ce face domnul? Eu țin de ea. Hei, boost! S-a aprins aici boost? Nu știu ce s-a întâmplat. La capitolul frâne stăm foarte bine și la capitolul speed bumper în București și în județul agricol Ilfov. Stăm foarte bine pentru că vorba aia trebuie să păstrăm o viteză normală de deplasare în care nu trebuie să punem nimic în pericol. Dar trecând peste lucruri și pericol, eu aș vrea să văd aici acum activare cu butonul. Gata, frate, am activat. Bun. Deci spuneam niște oameni că, domnule, e greu, trebuie să intri în meniu, e atât de complicat să-ți setezi pilotul automat care să-ți păstreze distanța față de mașina din față. Se pare că nu e atât de greu. Am apăsat un buton și uite, am setat, am pus viteza la 40 de km la oră, iar mașina merge cu această viteză și dacă, Doamne ferește, în față apare o mașină sau un obstacol, ea poate frâna și încerca să evite obstacolul. Mare atenție, aceste sisteme de siguranță nu sunt bulletproof, nu sunt garantate 100%. Aceste sisteme ne ajută sau poate să ne ajute în cazul în care noi nu suntem atenți. Deci ce vedem pe internet cu sticla de apă pusă pe volan, cu tot felul de lucruri ca să păcălim chestiile de genul ăsta și să stăm noi liniștiți, să dormim sau să mai știu eu ce să facem, trebuie să știți că nu este garantat că aceste sisteme vor funcționa de fiecare dată. Sunt influențate de condițiile meteo, de foarte, foarte multe lucruri. Deci nu ne bazăm 100% pe sisteme. Ele sunt aici ca să ne facă viața mai ușoară și să ne ajute, dar nu ne bazăm 100%. Și de ce spuneam treaba cu pilotul automat? Pentru că BMW a început să scoată din butoanele care se regăseau la bordul unei mașini. După cum știți, mașinile mai vechi din anii 90-2000 erau foarte bine echipate cu foarte multe butoane, de unde se și spunea, domne, câte butoane ai, e full, e nu știu ce, e super tare, e wow, câte butoane, mamă, mai multe butoane, ai puține butoane. După aia au venit niște băi și s-au gândit la economia de piață și a zis, băi, noi producem prea multe butoane, ne costă prea mult, hai să punem un ecran. Hai să punem un ecran și acolo toată lumea intră și apasă pe butoane și face și drăge și setează și nu știu ce. Eu am pățit la un moment dat, când mi-am schimbat mașina și am luat un Golf GTE, să trebuiască să-mi resetez monitorizarea în anvelope. Da? Mi s-a aprins un bec în care îmi spunea că una dintre roți a scăpat presiune.
Ok, toate bune și frumoase, cum facem? Păi e foarte simplu. Înainte, la Passatul meu mai vechi, de exemplu, aveam un buton aici pe consola centrală unde îl țineam apăsat după ce reparam problema și el se reseta automat, îmi stingea martorul din bord. E, când a venit Golful, am sesizat faptul că trebuie să intru în meniu, din meniu în submeniu, din submeniu în submeniu, ca să pot să resetez presiunea anvelopelor, lucru care se putea face și în mers. Și acum am stat și am zis, bă, parcă nu prea e ok, nu? Adică n-avem voie să stăm pe telefon să-l butonăm, n-avem voie să avem lucruri în mâini în timp ce conducem, că ne distrage atenția, dar avem voie la tablete. Că mașinile astea vin, adică tablete, nene, ecrane, nebunie, haos, apeși, selectezi, intri, setări, dispozitive. Adică, nu? Eu intru acum în asistent de deplasare în pantă și feedback prin volan, îmi setez lucruri, nu? N-ar trebui să le fac în timpul mersului, nu ar trebui să le fac pe loc. Ok, poate că așa e cel mai ok și cel mai sigur, dar atât timp cât pe mine mă lasă să intru pe aici și uite, noul meu BMW, uite ce frumos, mi-arată și mașina, 57 de kilometri, aplicația automobil. Ia uite, nenicule, mi s-a deschis un meniu, cred că am și solitaire aici. Manual de utilizare, ce ziceți de treaba asta? Caută după cuvânt, nu, categorii. Bun, categorii, afișare integrală a textului doar la staționare. Bă, dacă puteam să citesc și manualul, era o chestie super tare, dar nu mă lasă. Conținut, rulare eficientă, conținut adaptiv, status automobil. Ia să vedem. Nivelul de ulei motor este ok, control, presiune anvelopei, ok. Eu trebuie să intru aici și mi-arată 26, 26, 27, 26, setări anvelope. Bun, manual, tip de anvelope, iarnă, all season, anvelope de iarnă montate, alte anvelope, efectuare, resetare. Deci eu ca să resetez chestia asta, dacă mie mi se aprindea acum un senzor, trebuia să intru în meniul ăsta pe care îl pot accesa în timpul mersului. E foarte frumos, se mișcă foarte bine, îți arată mașina, o mărești, o micșorezi, o faci, o dregi, ce vrei tu. Dar, repet, mi se pare un pic forțată treaba asta, în care, repet, n-avem voie să ținem telefonul în mână, dar avem voie să ne jucăm în meniurile mașinilor care sunt, ne putem alege climatizarea, meniul, cum să spun eu, modul să fie personal, să fie sport, să fie eficient în mașină, parfumul care să fie degajat, să fie, adică mi se pare un pic forțat. Dar trecând peste aceste lucruri și aceste cârcoteli, mașina este foarte frumoasă în interior și așa cum v-am spus și exteriorul îmi place, seamănă mașină, eu sunt mai conservator. Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să meargă cu mașini vechi, că alea erau mai bune decât astea. Nu, nici de cum. Sunt oameni care sunt fascinați de nou, sunt fascinați de tehnologie, sunt fascinați de motoare mici, sunt fascinați de chestii care ții pe clapete apăsate și îți arată un bus și se aprinde ecranul și schimbi display-ul și poți să faci o grămadă de lucruri. Foarte tare mi se pare la acest X1 bancheta în spate care se poate regla, nu v-am zis, n-am prezentat-o, n-am ajuns pe bancheta în spate, așa, doar că am vrut să vă las eu curioși, dar mi se pare foarte tare bancheta pentru că se poate regla și poziția șezutului și poziția spătarului. Pe lângă asta, prețul pe care vi-l veți spune voi de plecare la această mașină este un preț foarte atractiv din punctul meu de vedere. La ce se întâmplă acum pe piață cu mașinile și cu prețurile mașinilor, pentru o mașină nouă, prețul ăsta mie mi se pare mai mult decât decent. Mașina, v-am spus, este din clasa premium, este o mașină, cum să spun eu, de lux, să zicem, unde tot ce avem la ea este de cea mai bună calitate. Și atunci asta se regăsește și în preț, butoanele, materialele folosite, de cea mai bună calitate. Fac pariu că sunt și niște materiale reciclate pe aici prin interior, ceea ce este un lucru bun. Îi împăcăm și pe ecologiști, și pe Greta, și pe toată lumea, și pe fanii BMW, și chiar și pe cei Audi. Marius, oprește asta. Am greșit, am luat pe alt drum. Ce faci mai? Acesta a fost materialul de review 2-in-1 sau Stax Extra, așa cum îl numim noi. Nu vă mai zic de share, like și subscribe, că am ajuns la 100.000. Ne-am atins scopul după 5 ani de YouTube. Cel mai greu 100.000, cel mai tras de păr 100.000 din YouTube românesc. Bravo Daniel, bravo Marius. Sper că v-am dat niște informații care vă ajută să agățați fete. Asta să nu o pui, tai asta.